Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai știți pe cineva care n-a făcut COVID încă? Și mai ales, câți cunoscuți infectați cu COVID aveți acum, în perioada asta? Și cât credeți că e numărul real de infectări, de fapt? Nu spun că cineva ar ascunde vreo cifră, dar senzația mea este că, mai ales cu varianta asta Omicron, care este mai ușurică așa, în principiu, deși nu pentru toată lumea, unii nici nu mai sună la DSP, nu se mai testează, o lasă pur și simplu să treacă. Unii nici nu realizează că au fost infectați. Da. Pentru că trece foarte ușor. Și numărul de cazuri oscilează, mă rog, văd că este o ușoară scădere. Săptămâna trecută începuse pe la 40.000 de cazuri confirmate într-o zi, cred că marți, și după aceea tot scăzut, așa, încet, încet. Nu vorbesc de sâmbătă, duminică, atunci sunt întotdeauna cifre mai mici. Da. Pe vineri ajunsese spre vreo 25.000, cred, așa mi-aduc aminte. Deci, asta, câți cunoscuți infectați cu COVID aveți acum? Că asta e problema. Eu, în celelalte valuri, așa, dacă aveam unul, poate doi, un amic, pe cineva, știam pe cineva care a făcut, săracul de el, și în situație dificilă. În momentul ăsta, ieri aveam 5. Aseară a mai apărut încă unul. Sunt 6. Deci 6 cunoscuți direcți, adică amici, cunoștințe care sunt infectați cu COVID. Și cu toate astea, numărul de raportări nu este chiar atât de mare. Deci, câți cunoscuți infectați cu COVID aveți acum? Dacă mai știți pe cineva care n-a făcut COVID, și cât credeți că e numărul real de infectări? 0372069599. Sunați-ne să vorbim un pic despre asta. Ce credeți? Scăpăm cu valul ăsta? Intrăm în 2 minute cu voi în direct. Iată ce ne spune Mihai din Alba Iulia. Activi infectați cunoscuți, 2. Infectați și vindecați, peste 30, toți în ultimele 30 de zile, inclusiv eu, soția și cel mic. Nu au fost infectați vreo 5-6 dintre cunoscuții mei, ne scrie Mihai. Cam în spiritul ăsta sunt mesajele altcineva. Îmi zice, din casă am făcut toți în familia extinsă, mai avem care nu au făcut deloc, zice cineva. Altcineva îmi spune, procentual, 60% dintre cunoscuți au COVID. Ca atare, întrebarea dimineții asta este și am vrea să facem un mic sondaj. 0372069599. Câți cunoscuți infectați cu COVID aveți acum și cum e spre deosebire de valurile anterioare? Și cât o fi numărul real de infectări, v-ați gândit un pic? Și cine știe, poate scăpăm cu asta. Adică valul ăsta o să fie atât de mare încât poate scăpăm. Gelu, bună dimineața, ești în direct la Europa FM, te rog. Neața. Bună dimineața. Alo? Da, te rog. Salut, bună. Bună, bună dimineața. Noi eram în zona unde nu aveam semnal bun la telefon. Din fericire, cum am zis, familia mea și eu nu avem. Okay. În familia extinsă am câteva cazuri, puține din fericire, dar am. Cunoscuți la serviciu, colegi de serviciu, doar în ultimele 2 săptămâni, 3 săptămâni, 4 persoane. Și dintre prieteni... Crezi că asta e ultimul nu val? Nu prea are sens să le număr. Adică sunt multe. Sunt multe cazuri. Și destul de multe. Adică, na, să zicem, au trecut prin boală cel puțin 20 dintre cunoscuți sau dintre prieteni. Auzi, dar uite, acum, dacă vorbesc cu tine, îmi dau seama că mai este o întrebare de aici. La serviciu vă afectează activitatea, prieteni? Că încep să lipsească? Că cei care sunt confirmați cu DSP-ul trebuie să stea acasă? Și contacte. Știi cum e? Dacă și respecti minimul din regulile alea, puține, multe, bune, rele, câte au fost, ai șanse să scapi mai ușor. Mulțumesc, Gelu, pentru intervenție. Titi, bună dimineața. Neața, Titi. Bună dimineața, băieți, să din treci. Brașov. Te rog, te ascult. Vă așteptăm pe Pârtia Brada, alături de Ștefan și de gazda voastră. Îmi afectează jobul. Eu lucrez în industria cărnii, sunt tehnolog pe industria alimentară. Da. Și nu de puține ori, înainte de a merge la o fabrică să fac o rețetă de un preparat, este normal să sun. Da. Și s-au amânat câteva teste, câteva vizite din cauza COVID-ului. Și spun că sunt n-au oameni, nu? Da, exact. În secuime, sunam, nu răspundea nimeni, vorbeam cu patronul și mă gândeam, măi, o să fi răzut din de unde? M-a sunat după o săptămână și mi-a zis, domnule, au avut o formă nasoală rău. Sărace. Rău. Pe de altă parte, am prieteni care sunt, eu știu, acasă, în carantină. Eu sunt vaccinat, sper că am primăvara să-ți fac și eu boosterul. Pe de altă parte,
băieți, vă întreb și pe voi, să-ți mai informați ca mine oricum. Cum poate domnul Rafila să pună capul pe pernă? Pentru că la orice simptom, la orice boală, există un procent de cazuri fatale. Da, mă uit că a început să crească. Da, mă uit că a început să crească numărul celor internați la TI și cred că asta este aici e indicația cea mai corectă privind extinderea epidemiei acestui val. Că e adevărat că această variantă e mai ușoară, însă numărul mare de cazuri înseamnă că o proporție mică o pățesc urât. Și uite, începe să crească numărul de internet de la TI. Da, și uite, apropo de tema noastră de astăzi, de câți cunoscuți aveți și cât de mare e numărul real de cazuri în opinia voastră, Alin din Tulcea ne scrie că dintre cei 14 membri ai familiei sale au fost declarați doar 2. Realitatea, cred că toți. Deci îl consideră că toți din familie. Că probabil unii au avut simptome și nici măcar nu s-au testat rapid, știi? Dragoș, bună dimineața, Dragoș, te rog. Bună dimineața, Vlad, și la mulți ani. Mă bucur că sunteți cu toții sănătoși. Da, noi am trecut cu toții prin Omicron, am trecut și prin Delta, și soția și cei doi copii, cu singura diferență că acum când ne-am infectat cu Omicron, deși cu toții am fost testați pozitiv, mai puțin soția. Ea a fost obligată să stea în casă pentru că, mă rog, asta era situația. Da. Și am avut practic 3 săptămâni, am stat cu toți în casă. Și cu toate astea, soția este singura care nu s-a infectat, nu a fost testată pozitiv. De ce? N-avem niciun răspuns, însă noi cu toți am trecut prin boală. Și mai mult decât atât... Stai puțin, poți să te întreb ceva? S-a testat și PCR? Da. Da, da. E foarte curios, într-adevăr, acest virus. Am un amic, de ce întreb? Pentru că am un amic care a avut simptome. Și-a făcut 4 teste de-astea antigen, toate negative, a făcut PCR, i-a ieșit pozitiv și în ziua în care i-a venit testul pozitiv PCR, a mai încercat un antigen și ăla tot negativ. Și exact, da, sunt familii în care, într-adevăr, se îmbolnăvește toată lumea mai puțin unul. Are el un fel de rezistență a lui. Cum e la mine? Așa am pățit și noi, deci, am descoperit. Am descoperit că suntem pozitivi, dar abia la al treilea test, cea mică, și eu la al patrulea. Eu m-am dus, am făcut și PCR-ul, soția a făcut imediat după mine ca să avem siguranță că, mă rog, siguranță, da, că e clar că suntem sau nu suntem, și n-au ieșit la PCR. Interesant este că testele pe care le-am făcut erau făcute când aveam simptomele din plin. În momentul în care simptomele au început să dispară și ne-am refăcut din nou testul, a apărut testul pozitiv. Cel puțin straniu. Chiar foarte că bizar, curios. Da. Foarte curios, oricum, noroc cu nevestei. Oricum, sunt multe bizarerii referitoare la perioada de incubare, pentru că sunt mulți care se pozitivează la 2-3 zile după contact. Alții la 5. Uite cum e cazul meu, eu m-am pozitivat la 5 zile după contact. Cazul soției lui George la vreo săptămână, nu, George? Adică la o săptămână după Alexandra. Vezi? M-auziți? Adică nu mai e COVID-ul ăla pe care îl știam noi, domne, dar anul trecut, ăla de care am fost eu bolnav, de m-a pus pe butuci. Ăla măcar știi de el. 5 zile dura incubarea, ziua 7 era foarte grea, ziua 10 era cu probleme, monitorizai oxigenul, aveai niște repere. La ăsta e cam haos. Eugenia, bună dimineața. Neața. Bună dimineața, băieți! Eu sunt un caz fericit. Nu am făcut niciuna dintre formele COVID. Sper să nu fac. Am 3 vaccinuri. Mai suntem puțini. Da, așa? Da, din păcate sau din fericire, nu se știe. Dar vreau să vă relatez despre un caz al unor prieteni. Băiatul, unul din băieții lor, vaccinat și cu booster, da? A făcut, după vaccin, a avut simptome și a spus că e reacția vaccinului. Și eu, la al treilea vaccin, am avut o zi puțin o febră, frisoane, așa. Și nu a fost așa, deci după al treilea vaccin a făcut COVID și a îmbolnăvit și cei doi părinți care nu sunt vaccinați. Le-a fost foarte rău. Tatăl este în spital cu 40% afectați plămâni. Un caz nefericit, foarte într-adevăr. Grav. Asta e, mă rog, știm deja că vaccinul ăsta te protejează de la forme severe. Deci de-aia e important să-l faci. Marian, bună dimineața, Marian. A închis Marian. Hai cu Dan. Bună dimineața, Dan. Salut, Dan. Salut, Dan. Experiența Dan, ta. Dan de Ivanov, da? Sau care Dan?
Tu, da. Da, 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 salut. Așa, bun. Să trăiești. Mai avem un minut, zi. Avem un minut. Da. Cred că eu sunt un caz dintre cazurile tragicomice. Nu am făcut COVID nici eu, nici soția, fiica mea a făcut COVID. Am fost izolat, separat de fiica noastră, ne-am întors, a fost totul bine și frumos, soția la muncă face un test acel de prezența a anticorpilor și a fost, practic, găsită cu prezența anticorpilor, dar nedeclarată că... A fost asimptomatică. Da. Probabil Dumnezeu știe. De atunci, noi, practic, am văzut că e treaba cu nasolul, am scuze de expresie, am făcut vaccinurile toate, dacă mai apăra încă o, două, trei, că făcea și părat de pute să ne bolnăvim. Da. Așa, dar vreau să spun că din toți prietenii mei care au avut COVID, da, într-adevăr, a fost o boală destul de urâtă, iar acum au și Omicron și se compară, practic, cu o formă de gripă pe care știm noi cea gripa aia, mai puțin severă. E adevărat. Gripa aceea, în cele mai multe rânduri așa se manifestă, da, ca o răceală, nici măcar gripă. Mulțumim frumos. Slavă, da, Domnului. Da, dar asta nu e un motiv să nu fim prudenți. Pentru că nu știm care sunt efectele pe termen lung și unii o și pățesc. Cum spunea doamna de adineauri, cu omul acela internat în spital cu 40% oxigen, e foarte grav să ai atât. Adică când scade de la 80 în jos, e foarte grav. Bun, singura speranță este că odată cu valul ăsta, cam toată lumea o să aibă într-un fel sau altul imunitate, fie prin vaccin, fie trecut prin boală. Și poate, cine știe, în felul ăsta ne mai și... Să sperăm. Liniștim. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.